Ok, s-a terminat șmecheria, băieți. Hai să vedem cine mai e șmecher acum. Salutare tuturor și bine v-am găsit un episod de GTA 5 cu Modul. Bine, astăzi este 25 decembrie, așa că vreau să vă urez un Crăciun fericit. Sper că ați primit de la moșu ce ați vrut voi. Și astăzi v-am pregătit un episod foarte, foarte special. Din câte puteți vedea, suntem Moș Crăciun în vârful Mazebank-ului. Dar ca orice Moș Crăciun, avem nevoie de o sanie. Avem această minunată sanie trasă de 4 reini. Știu că în realitate sunt mai mulți și lipsește Rudolf, frate, regele Rudolf, care trebuia să stea aici primul cu nasul roșu, dar din păcate nu este inclus în acest mod. Înainte ca acest episod să înceapă, v-aș ruga foarte mult să apăsați pe acel buton de like ca să strângem multe like-uri, ca să continui seria cu GTA 5 cu moduri. Dacă strângem, nu știu, vreo 3000 de like-uri, ar fi foarte, foarte, foarte bine. Așa că nu uitați să dați și un share la acest episod. Îmi place foarte mult cum intră el așa în pe sanie, gen. Nu se teleportează, chiar are o animație foarte mișto. Practic, sania asta înlocuiește Hydra-ul, care sper că știți ce este. E avionul la care zboară și în sus și dacă apăsăm pe un buton, zburăm, dar e mai greu de controlat sania asta, mă rog, e o sanie, știi? De fapt, nu e așa greu de controlat, dar avem o sanie, frate, și putem să ne plimbăm deasupra orașului înzăpezit cu această minunată sanie. Și mai putem să tragem și cu arma, dacă vrem, dar... trebuie și să controlăm această... e foarte complicat de... Aba, nu, uite, fii atent că poți să tragi așa. Ok, și am o idee foarte, foarte tare. Ce-ar fi dacă am face o urmărire de poliție, frate? Cu această sanie, da... Da, na, 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 ok, ok, a supraviețuit. Mă rog, am pus God Mode și la sanie și la Moș Crăciun, pentru că altfel dacă ne-am lovit de primul pod am explodat. Ceea ce n-ar fi foarte, foarte tare, dar... Hai să încercăm să distrugem cât mai multe chestii cu sania. Practic, noi suntem un fel de Moș Crăciun... mai evil, așa, mai malefic. Distrugem totul. Nimeni nu a fost cu minte anul ăsta. Îi distrugem pe toți. Ai fost cu minte? Vrei să aducă moșul un cadou? Nope, nope, n-ai fost. Mergem așa pe stradă, după zburăm iară, perfect. Chiar e foarte tare modul ăsta, nu știu, îmi place rău de tot. Wow, 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 ia uite-l pe ăsta aici. Vălu, ce-a... No, 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 oh my god, oribil. Și ne continuăm misiunea. Hai să intrăm în tunel, frate, dar fără să, gen, să, ne, să zburăm, știi? Intrăm așa în tunel pe aici. Oh, nu roadblock. Oh, oh my god, e un avion. Am uitat că ăsta e un avion. Oh my, ok. Din nou. Nu, ce trebuie să fac? Stai. Flip. Așa, perfect, perfect. Bă, da, avionul ăsta nu prea e stabil așa, nu știu. Încercăm să mergem cu Sania prin acest pod. Oh my god, no, 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 no. Iară, pe bune, flip. Perfect. Hai să decolăm și să folosim sania asta cum trebuie. Haide. Hai. Încă un pic. Așa, perfect, perfect. Am decolat și acum nu știu ce putem face, frate. Am o idee. Hai la aeroport foarte rapid. Că poate găsim ceva distractiv pe acolo de făcut. Ia, teleport waypoint. Perfect, m-am teleportat. Ok, deci am spawnat câteva mașini aici. Și au venit și poliția, bineînțeles, pentru că toată lumea îl urăște pe Moș Crăciun, pentru că e un Moș Crăciun malefic. O să ne urcăm în sanie, ne îndreptăm în jos și tragem în tot ce prindem. Dar cred că o să trească să mă ridic ceva mai sus. Așa, haide. Aaaa! E greu, e foarte greu. Ia, ne mai învârtim o dată. Haide, tragem în ăștia. Toată lumea, tragem în tot. Dar face ceva damage, frate, chestia asta, ok. Hai să bubuim avionul ăsta, oare putem? Sigur putem. De ce nu explodează, frate? Bă, de elicopterul ăsta sigur. Haide, haide. Știu că în elicopter vrei să dai. Asta zic, bun, perfect. Și acum putem pleca foarte rapid, pentru că sania lui Moș Crăciun nu se compară cu niciun elicopter de poliție. E cea mai rapidă chestie din lume. Ce fac aici? Îmi fac roadblock mie, dar eu zbor, frate. Nu știu de ce mi-au făcut roadblock. Ok. Hai să vedem, să interacționăm cu oamenii, să vedem ce părere au despre noi. Bine, dar nu prea sunt oameni pe stradă. Cred că am și 4 stele. Cred că și asta e un motiv. Dar hai să ne dăm niște arme mai întâi, știi, ca să ne putem bate și noi de la egal la egal. Get all weapons, explosive ammo, vehicle rock, nu. No reload, unlimited ammo, fire ammo. Perfect, avem tot ce trebuie. Hai să vedem ce poate face un Moș Crăciun malefic, să vă arăt. Putem distruge absolut orice vrem noi, frate. Absolut, ia uite pe asta. Băi, 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 așa. Ia, ce faceți, mă, băi?
Un glonț vă dau și vă distrug, ești nebun? Hopa, SWAT-ul! Elicopterul! Asta zic. Cine mai vine, mă? Cine se mai pune cu mine, frate? Sunt extraordinar de puternic. Hai, mă, mai veniți, mă! Bă, mai veniți, mă! Nu mai sunteți! Am o idee! Minigun care explodează! Ok, s-a terminat șmecheria, băieți! Hai să vedem cine mai e șmecher acum! Hai să o dăm! Cine e șmecher să o dea cu mine? Haide! De unde da tragi, mă? Bă! Unde ești, mă? Bă! Care mai dai? I-am 5 stele degeaba, frate, degeaba, n-ai cum să-mi faci nimic. Da, deja e plictisitor așa, nu, m-am plictisit. Am o idee foarte bună. Așa, pe final de episod, haideți să mergem în North Yankton, să ne luăm noi Sania noastră și să încheiem aici acest episod, pentru că zic că am făcut, oh my fucking god. Pentru că zic eu că am făcut destul de multe chestii, suntem în North Yankton la începutul jocului. Dar chiar n-am mai explorat, cred că, North Yankton dintr-un episod de GTA 5 de anul trecut, pe care nu știu cât de mulți dintre voi îl știți, pentru că a trecut un an. Dar hai să vedem, dacă aș putea zbura chestia asta, ar fi genial. Bun, hai să vedem cât putem explora din North Yankton, chiar sunt tare curios să văd, așa cu Sania. Dacă se termină la un moment dat mapa sau doar lipsesc texturile. Ok, deci aici lipsesc texturile deja. Deci cam mic North Yankton. Dar hai să ne întoarcem să vedem. Stai că m-am pierdut, nu mai văd nimic. What? Ok, deci mai aici mai au vreo casă. Uite un drum. Ceva de ăsta. A, uite, pe strada asta cred că mergi, da, în timpul jocului, frate. Și știu că sub un pod era ceva extraterestru, dar nu știu. Uite acolo, și cred că e ceva extraterestru, dar nu mă voi uita pentru că îmi e prea lene. Lol, uite un castor sau ce era ăla. Uite și un avion acolo sus, foarte tare. Uite, dar pe aici gen nu mai continuă jocul, tu nu o să treci niciodată prin joc pe aici. Dar mai există partea asta, știi, doar așa să fie în completare. Și chiar sunt curios când se termină, cred că deja s-a terminat, nu? Nu, încă nu s-a terminat, ok. Încă mai sunt texturi. Și uite, frate, văd niște munți. Ok, de aici s-au terminat texturile. Putem trece prin pământ, să vă arăt. Da. Dar ce-s cu munți ăștia aici, frate? Hai să vedem. What? Nu știam că există munții ăștia în North Yankton. Dar uite cât de tare putem intra prin ei așa. Super tare, frate. Super tare. Chiar e mișto GTA 5. Eu aș mai vrea să mai fac multe episoade cu el, dar vreau să văd și mult suport din partea voastră, așa că nu uitați să apăsați pe acel buton de like. Aici vom încheia acest episod. Crăciun fericit. Eu am fost Gami, iar noi vom vedea data viitoare. Pa!